leagă foarte multe amintiri, sigur, handbalul spre performanță l-am făcut aici, la Știința Bacău. Am început la CSS Bacău, dar a doua dragoste a fost Știința și, din păcate, pentru puțin timp, pentru că autoritățile s-au implicat foarte puțin sau aproape deloc, a fost doar o echipă universitară și, din păcate, noi n-am putut mai mult de un loc 4. Eu mi-am dorit foarte mult performanță și de aceea am ales să plec chiar din România. Mi-aș dori din suflet ca autoritățile locale să reușească să-și arunce un ochi mai blând către tot ce înseamnă sportul juvenil, mai ales handbalul juvenil, pentru că se poate face performanță și se poate face performanță cu autoritățile locale și cu tot ce înseamnă copiii locali. Mi-ar plăcea din suflet ca Federația Română de Handbal să poată livra la fel bază materială, materiale didactice pentru antrenorii noștri, pentru a-i ajuta și pe ei să crească în concomitent cu performanța cerută pe teren. Iată, la un eveniment cu totul și cu totul special, și anume evenimentul de dedicare al numelui sălii sporturilor din Bacău, conform ministru, de 3 zile, dar astăzi vom inaugura. Titlul sălii sporturilor va fi Sala Sporturilor Narcisa Leușanu din Bacău. Astăzi, Sala Sporturilor din Bacău va primi un nume nou, Narcisa Leușanu. Un produs băcăuan 100%, cu care ne mândrim și chiar dacă nu mai activează în teren, este o reprezentantă în seama a handbalului românesc și mondial. Din partea primăriei Bacău am venit în echipă, alături de domnul viceprimar, și vreau să vă spun că mă gândeam la sportul de handbal. Eu am practicat foarte mult rugby. Este un sport tact. Dar am avut plăcerea să văd în această sală câteva meciuri a echipei de handbal a noastră. Și îmi dau seama că eram norocos la handbal, pe lângă câtă ferocitate și energie o doamnă la handbal. Așa că toate tinerile sportive aici aveți lângă voi un exemplu și performanță. Și vă îndemn să studiați despre ce a făcut Narcisa Leușanu și să îi călcați pe urme. Draga noastră, Narcisa Leușanu, domnule președinte al Federației Române de Handbal, stimați invitați, dragi băcăuani, este o mare bucurie să fiu astăzi prezent în această sală când recunoaștem meritele unui mare băcăuan. Unei băcăoance care, iată, se află în mijlocul nostru și ne face atâta bucurie. Dacă e să vorbim despre sport, sportul este acel lucru care creează liantul într-o societate. Și cel mai important este acel lucru care creează ideea diferită. Lucru care ne lipsește foarte mult în societatea noastră. Despre Narcisa sunt foarte multe lucruri de vorbit. Campioană națională la junior, multiplă campioană națională. Peste tot pe unde a fost, a lăsat în urmă ei performanță. Lucru de care suntem foarte mândri. Dar cel mai important lucru, Narcisa Leușanu este pentru tineretul băcăuan un exemplu, un model care trebuie să fie urmat în viață. Și acesta este cel mai bun lucru, cea mai bună moștenire pe care Narcisa a lăsat-o Bacău. Mă simt onorat să fiu în fața dumneavoastră. Vreau să felicit în primul rând autoritățile locale pentru decizia de a brandui această sală cu numele Narcisei Leușanu, pentru că Narcisa Leușanu este deja un brand. Pentru asta vă felicit, o inițiativă extraordinară. De asemenea, vreau să vă spun că mă încerc câteva sentimente. Unul dintre ele este de respect față de doamna Narcisa Leușanu. Un alt sentiment este de nostalgie, pentru că mă leagă foarte multe momente frumoase de orașul Bacău. În primul rând, în orașul Bacău mi-am făcut stagiu militar. 9 luni de zile mi l-am petrecut la unitatea 1184 peste calea ferată.
De asemenea, nostalgii legate de activitatea mea sportivă ca arbitru. În această sală am avut ocazia și plăcerea să arbitrez foarte multe meciuri importante și amintirile sunt încă vii în mintea mea. În schimb, vreau să vă transmit un mesaj sau un gând din partea Federației Române de Handbal. Vom încerca și cred că este datoria noastră ca adulți să oferim tinerilor sportivi și nu numai, nu doar pregătire handbalistică, e datoria noastră, domnule primar, dragi antrenori, profesori, este datoria noastră să oferim tinerilor sportivi un viitor. Și vă rog, Federația Română de Handbal va sprijini foarte mult partea educațională și sportivă. Vom încerca să oferim o carieră duală tinerilor sportivi, să încercăm să le oferim un viitor. Dacă vom reuși acest lucru, de asemenea avem foarte mare nevoie de modele și aveți aici în fața dumneavoastră un model și mi-aș dori tare mult să reușim împreună să creăm astfel de modele. Indiferent de câte medalii ai acasă, indiferent de care sunt rezultatele tale, vreau să vă spun că înainte de toate ești om și trebuie să rămâi om cu absolut toți cei care te înconjoară. Vreau să vă spun, nu ca să mă laud, că indiferent de care funcție am avut pe umerii mei, poate că cea mai înaltă a fost cea de secretar de stat, pentru că cea de președinte al Federației Române de Handbal n-am putut să obțin la o diferență de un vot, dar asta nu m-a împiedicat să fiu alături de sportul românesc, handbalul românesc, pentru că au fost oameni care m-au sunat și m-au cerut sprijinul și le-am dat. Pentru că, așa cum vă ziceam mai devreme, ușa mea a fost deschisă și numărul meu de telefon a fost pentru toată lumea. Vreau să vă mulțumesc vouă, din suflet și din inimă, că v-ați alocat timp să veniți aici, alături de mine și de toți cei care au vorbit și care au plecat. Mi-a promis domnul primar că se va implica activ în dezvoltarea handbalului Băcăuan și nu numai. Domnul profesor Dragetare și Latletis, eu sunt foarte mândră că am terminat Universitatea din Bacău. Să știți că nimic nu merge fără educație. Primul meu contract cu Borussia Dortmund, vreau să spun că au fost oameni care m-au întrebat ce studii aveți. Deci foarte important, dragii mei copii, nu uitați, educația merge mână-mână cu sportul. Vă asigur că se poate, da? Credeți-mă, se poate, e mai greu, e mult de muncă, dar cred că în orice domeniu este mult de muncă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți aici în sală și ați vrut să fiți alături de mine, pentru că așa cum zicea și domnul profesor, am fost ieri în Liga Națională al Băieților, Bacău, cu Buzău, și erau foarte puțini oameni în sală. Sper din suflet că acești copii minunați se aducă pe Băcăuan din nou în tribune și să-i facă ca știința de altă dată să stea afară în fața monitoarelor. Imediat închei. Vreau să se ridice în picioare primul meu profesor de la Școala Generală numărul 1, profesor Mărâncioboiu, care îi mulțumesc să ne-a prea spicea de toată.
titulatura la același Bogdan Rață, care a alergat numai la urmă, pe terenuri, la cursuri, la seminarii. Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc, Costel! Sper să ajuți toți studenții tăi să obțină specializarea cuvenită, pentru că sper din suflet ca autoritățile locale, împreună cu președintele Federației Române de Handbal, să construiască un centru de excelență aici, la Bacău, și tu să formeze antrenori minunați care vor fi dedicați handbalului bacăuan. Mulțumesc! Mulțumesc, Bogdan! Abia aștept să vă văd pe tine. Și nu în ultimul rând, pentru că CSM Bacău fete la junioare 1 au fost prezente la turneul final și au jucat extraordinar. Am reușit să le urmăresc și eu online și a fost atât de fericită să văd cum fete din echipa noastră, precum Daria Borsan, Dani Borsan, au fost golgene și cea mai bună apărătoare. Deci sunt perspective. Foarte repede, vreau să ne chem aici să le aplaudăm, pentru că ele sunt viitorul. Ana Maria Sofron, Dani Brânză, Daria Borsan, Dani Borsan, Daria Borsan, Elena Păturaru, Maria Hermesiu, Alexia Grădinaru, Teodora Anchidin, Irina Iancu, Cristina Tăbăcaru, Maria Panu, Adriana Hurciuțui, Mirna Vrânceanu, Maria Dinu, Miruna Poianu, Larisa Bondeianu, Teodora Iunărescu, Bianca Ungureanu, Andreea Soțeanu, Pozăreanu, Pozăreanu, pardon, cred că e fata lui Pozăreanu, a, felicitări, ce înseamnă să vii din familie de sportiv. Daria Grigoraș, Mihaela Pintilini, Andreea Butucaru. Vă mulțumesc, fetelor! Anul acesta a obținut doar locul 4. Anul acesta au obținut fetele astea doar locul 4. A, Gabi, n-ai plecat! Gabi Armanu, membru Consiliul de Administrație, este unul din bătăoane care a muncit foarte mult și cu care m-am mândrit și eu că e din Bacău. Profesori, nu știu, avem aici profesor, antrenorul principal a fost Costel Petre, cel care m-a antrenat și pe mine la Știința Bacău și îi mulțumesc din suflet că a avut încredere în tânăra jucătoare Narcisa Necușanu de numai 18 ani să o introducă și să joace cu ea aproape 60 din 60. Mulțumesc, Gianina, Gianina Tocina este una din jucătoarele care am, lângă care am crescut, în care am m-au îngrijit multe pe Gianina. Mulțumesc că ai venit! Adi Brezan, coordonatorul acestui lot, Gabriela Manea, le mulțumesc că munciți cu acești copii minunați. Noi știm cu toții, am și doi copii. Noi am, este greu, este greu să-i crești, dar este satisfacția mult mai mare când îi vezi cum cresc și că obțin ceva. Locul 4, să știți că n-a fost rău, m-am uitat la voi, a fost minunat. Sunteți o generație mai tânără și un an în contextul ăsta se vede imediat. Deci nu cedați, se poate și mai bine. Și sper că la anul să fiți în primele trei. Nu vreau să pun presiunea aurului.